marți va avea loc votul final în Senatul României în privința referendumului pentru definirea familiei în Constituție, pentru redefinire. Avem legătura telefonică cu domnul senator Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor. Care este în acest moment situația referendumului? De ce a durat? În toamna aceasta se împlinesc 3 ani de la primele discuții despre referendum, primele discuții oficiale. De ce a durat atât de mult? Ce presupune votul de marți și la ce să ne așteptăm? Când va fi cu adevărat referendumul? Da, din acest punct de vedere, în sfârșit începem să vedem lumina din întuneric. Deși la un moment dat foarte mulți spuneau că acest referendum de modificare a Constituției scad șansele lui din ce în ce mai mult, câțiva și cetățeni și oameni din zona de decizie am crezut că până la urmă acest lucru se va întâmpla. Suntem în faza finală, pentru că trebuie precizat câteva aspecte. În primul rând, sunt două lucruri distincte. Unul este legat de modificarea Constituției, mai precis a articolului 48 aliniat 1, unde să spunem foarte clar că în Constituție să precizăm căsătoria nu este între soți, ci între un bărbat și o femeie, care este un aspect pe care noi suntem în faza finală, în sensul că a trecut de Camera Deputaților, a ajuns la Senat în calitate de cameră decizională și marți va fi votat acceptul Parlamentului Legislativului să se modifice Constituția conform celor stipulate și dorite de un număr de 3 milioane de cetățeni pe acea inițiativă legislativă. Însă, pentru ce a durat atât de mult timp? Sunt două lucruri distincte. Una este această procedură de modificare a articolului 48 aliniat 1, care trece prin Parlament, Cameră și Senat, și al doilea, ca să poți organiza referendumul de modificare a Constituției, trebuia modificată legea de organizare a referendumului, care este un lucru separat. Această lege a fost enorm de mult timp tergiversată și de către anumite partide politice, ca să nu le dau numele, și de către administrația prezidențială. Are trimis-o la Parlament, a atacat-o la Curtea Constituțională. În sfârșit, în primăvară, Curtea Constituțională a spus foarte clar că este constituțională acea lege, pentru că, fac precizarea, legea de organizare a referendumului era o lege care privea un cadru general, pentru că avem un specific a organizării referendumului pentru modificarea Constituției, trebuia făcute câteva precizări care s-au și făcut și aceste precizări au fost atacate de nenumărate ori. Ei, din acest moment avem lucrurile foarte precise, în sensul că marți Senatul, în calitate de cameră decizională, va vota acea modificare a Constituției, și aici fac o precizare, este un mod de vot mai aparte, în sensul că fiecare dintre cei 136 de senatori va fi întrebat nominal dacă este de acord sau nu cu modificarea Constituției. Deci toți cetățenii României vor putea să afle fiecare dintre senatori ce a spus în momentul în care a fost întrebat dacă este sau nu de acord cu modificarea Constituției. După cred că este o decizie excelentă să fie întrebați nominal, ca să știm și noi pe cine mai votăm la următoarele alegeri, din acest punct de vedere. Asta este procedura pentru modificarea Constituției României. Este o procedură care nu se folosește, se folosește foarte rar, dar acest lucru este prevăzut foarte clar în lege, în momentul în care faci o modificare a vreunui articol sau mai multe articole din Constituție. Pentru ca să fie modificată Constituția în sensul celor spuse de cei 3 milioane de cetățeni, trebuie să fie pentru modificarea Constituției minim 91 de senatori din 136. Sunt șanse să treacă această? Sunt șanse să fie votat? După analizele noastre, așa după cum se știe, și aici chiar nu vreau să transmit un mesaj cu tentă politică, dar din discuțiile știți foarte bine că
PSD-ul este un susținător a modificării Constituției și organizării referendumului în sensul celor solicitate de cei 3 milioane de cetățeni. Grupul PSD este format din 71 de senatori, care în marea lor majoritate, dacă speranța mea este tot, s-ar putea unul să se abțină, pentru că știți foarte bine că fiecare dintre noi are libertatea de a se exprima inclusiv la vot. Deci vom avea minim 69-70 de la PSD. Sigur, mai este grupul ALDE, care sunt iar 9 senatori. Și diferența, speranța noastră este să voteze și parte din UDMR, dacă nu tot. Și sunt sigur că punctual vor fi și din celelalte grupuri parlamentare care nu vor putea să facă rabat de la un anumit fir roșu pe care noi trebuie să-l respectăm ca și conduită, inclusiv în activitatea noastră politică. Deci votul este destul de strâns. Dacă este nevoie de 93, ați spus... 91 de voturi. 91, PSD-ul strânge 70, încă 9 de la ALDES, 80. 79 ar mai fi... nevoie de 11-12 voturi. Da, Doamne da, ajută. Care ar trebui să vină din zona UDMR-ului, din discuțiile pe care noi le-am avut cu UDMR-ul, se pare că vor fi marea lor majoritate pentru modificarea Constituției și vor vota în acest sens. Chiar ieri am avut o discuție cu câțiva decidenți din zona UDMR-ului. Oricum, indiferent ce și-ar dori unii sau alții, noi ne încredem în Dumnezeu și eu știu că, din acest punct de vedere, Dumnezeu are un plan pentru România, care nu putem noi să ne opunem, chiar dacă ar dori unii să se opună acestui plan. Deci, eu cred că marți vom avea mai mult de 91 de voturi pentru, în sensul modificării Constituției, pe care l-au solicitat cei 3 milioane de cetățeni. Apoi, din momentul de marți, urmează 4 săptămâni de campanie electorală, în care trebuie mediatizat foarte bine momentul și ziua referendumului, care va fi în data de 7 octombrie, deci în ultima duminică din interiorul celor 30 de zile, pentru că una din modificările legii referendumului a fost tocmai ca să se precizeze foarte clar acești pași. Deci în 7 octombrie vom avea referendum pentru modificarea Constituției și de a spune clar românii, și știu foarte bine acest lucru, că marea majoritate a românilor sunt pro-familie tradițională, în sensul, să spunem, generic pe care se folosește în percepția publică. Dar pentru a trece referendumul din 7 octombrie, e nevoie de încă o condiție. Trebuie să participe la acest vot minim 30% dintre cetățenii cu drept de vot din România, care se află pe listele electorale permanente. Adică peste... 6,4 milioane de cetățeni cu drept de vot trebuie să participe în duminica luminii, i-am spus eu, în duminica luminată, să participe la vot și să votăm această modificare a Constituției. Pentru că de acest vot depinde cum va arăta România și unii au avut comentarii când am spus lucrul ăsta, că nu putem o anumită conduită morală a unei națiuni să o reglementăm prin lege. Eu spun că de data aceasta vom reglementa conduita morală pe care o vom avea noi ca societate pe următorii câțiva zeci de ani. De aceea este atât de important acest vot din 7 octombrie, sigur și cel de marți de la Senat. Credeți că vor ieși 6,4 milioane de votanți la vot atunci? Știu că la ultimele alegeri au fost prezenți aproximativ, dacă nu greșesc, 5 milioane, undeva în jur de 5 milioane de votanți. Asta depinde de mine, de colegii mei, de dumneavoastră, de liderii confesionali, de lideri din societatea civilă care cred în familia tradițională. Depinde de noi toți să conștientizăm publicul din România și populația din România cât de important este acest vot. De aceea, în următoarea lună ne va aștepta pe mulți dintre noi o muncă grea, dar, repet, merită să depunem tot ce ține de noi și toate eforturile noastre, pentru că vom creona societatea românească din următorii zeci de ani
pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru toți cei pe care noi ni dorim să crească într-o societate normală și din punct de vedere al modului în care trebuie să aibă și să vedem familiile din România. Sigur, asta nu înseamnă faptul că noi nu respectăm minoritățile, indiferent de ce fel și de ce gen sunt. Dar totuși cred că majoritatea are dreptul într-o națiune, într-o țară, să spună cum dorește să arate și din acest punct de vedere societatea în care trăim. Ultima întrebare. În anul centenarului, cum vedeți referendumul pentru familie? Este, are legătură cu centenarul? Este un cadou pentru România? Cum vedeți referendumul exact în anul centenarului? Deși pe foarte multe subiecte, societatea din România, din nefericire și cu durere o spun, are opinii total opuse unii față de alții și nu găsim un subiect, să spunem așa, care să ne unească în acest an atât de important. Cred că acesta este un subiect care unește dorința și voința a multor și foarte multor români din țară și nu numai. Deci, cred că în anul centenarului, la 100 de ani, când înaintașii noștri, eu spun străbunicii noștri, pentru că știu, bunicii mei mi-au istorisit ce au făcut străbunicii mei și străbunicii dumneavoastră, au avut un ideal. Idealul de a trăi în aceeași țară toți vorbitorii de limba română. Și cred că idealul nostru acum, în anul centenarului, din punct de vedere al acestui referendum, este de a spune tuturor celor din exterior că în România încă mai există o națiune cu o pondere însemnată de oameni care cred în valorile creștine și cred în familia așa cum a instituit-o Dumnezeu, constituită dintr-un bărbat și o femeie. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim frumos, stimați ascultători! Am avut legătura telefonică cu domnul senator Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor. Am discutat despre referendumul pentru familie. Marți va avea loc în Senat votul final pe acest referendum. Se pare că din nou este un vot strâns și acolo. Urmează apoi mai puțin de 30 de zile de campanie, de invitare a votanților să participe atunci când va fi votul final, când va fi duminica referendumului. Rugați-vă în continuare pentru acest lucru. Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui. Chiar treceam zilele acestea prin pădurile din munții Retezat și eram foarte uimit de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat peste România. România este o țară cu adevărat binecuvântată. Se vede lucrul acesta în păduri, în ape, în jurul nostru. Dumnezeu să ne dea binecuvântare și înțelepciune să folosim aceste lucruri spre slava Lui.